la dumneavoastră! Dai de casă! Un rondosaur! Gazelă! O altă întâlnire mi s-a părut superbă a dumneavoastră este cu Casares, care spune că sunteți cel mai atent cititor al său. L-am recitit recent pentru că am vrut să mă uit din nou la anul trecut la Marienbad și am recitit novela după care ai făcut filmul, după care aflu că avea o admirație foarte puternică pentru felul în care l-ați citit dumneavoastră. Cum ați ajuns la această ipostază? Din întâmplare. Din întâmplare, cum se întâmplă toate lucrurile bune. Întotdeauna. Eram ca turist în Hamburg și în anii 70, într-o librărie extraordinară de acolo. Erau cărți în toate limbile posibile și am văzut și la sectorul spaniol, am văzut și o carte de Adolfo Bioy Casares și mi-a plăcut titlul, mi-a plăcut coperta și așa am luat prima dată contactul cu Casares și pe urmă era un volum de povestiri și Mariana Vartic l-a tradus pentru editura Univers și datorită directorului de atunci, căruia i-a plăcut studiul, că era mai mult decât o prefață, era deja cam ca un studiu, e un scriitor care mi se potrivește pentru că trebuie să-l citești și ca să-l înțelegi în întregime, trebuie să-l descifrezi. Pentru că are tot felul de chei, de lucruri subversive, nu politic, vreau să spun, ci literar vorbind. Îți dă citate, îți dă, zice, uite cum spune Voltaire, dar de fapt... Nu spune. Nu spune, nu există. Și tot felul de lucruri de genul ăsta complicate, care dacă le descifrezi, îți dau sensul povestirii sau al romanului. Și cum m-a apucat așa tenace să descifrez tot felul de lucruri de genul ăsta, am scris un studiu care i-a plăcut și spre surprinderea mea, după ce m-a invitat în momentul în care a primit premiul Cervantes, care este premiul Nobel al literaturilor de limbă spaniolă din lume, când m-a invitat la Madrid în 91, am avut o surpriză uluitoare pentru că comisarul expoziției, că atunci la Madrid se face un fel de expoziție în diverse locuri din capitala Spaniei pentru premiat, a venit și mi-a întins o carte foarte... un album, Bioy Casares, de textul meu era tradus în spaniolă. Asta a fost uluit de surpriza asta. Nu știam că e de fapt un lucru curent pentru premiat. Dragă domnule Ion Vartic, sosind astăzi de la țară, tocmai am citit scrisoarea și prefața dumneavoastră. Aceasta, din urmă, este de o atare luciditate și de o înțelegere atât de amplă, încât îmi depășește posibilitatea unui răspuns imediat. Chiar dacă nu m-aș grăbi, aș fi oare capabil să răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră? Să spunem că nu vreau să întârzi scrisoarea și că voi răspunde întrebărilor celor mai simple. Cred că sunteți cel mai atent dintre cititori, inclusiv dintre critici. În timpul șederii mele la țară, m-am îndelenicit cu scrierea unui capitol autobiografic despre capacitatea de atenție, sesamul inteligenței. Vă rog să mă credeți măsi mândru că am stârnit un studiu ca al dumneavoastră. Cu multă prietenie, Adolfo Bioy Casares. Atunci l-am cunoscut pe Bioy Casares și am stat de vorbă cu el, fiind absolut fermecător prin naturalețea și modestia cu care vorbea, te întreba. Dar m-a surprins un lucru. Deci foarte amabil, foarte normal, obișnuit părea, dar din când în când avea o privire foarte tăioasă, care se vedea că e privire de scriitor care te scrutează de așa câteva secunde, se uită la tine și ți-și pune o întrebare atunci care dintr-o dată te deconcertează. Am mai întâlnit genul ăsta de privire la un scriitor român care pare tot așa foarte amabil, glumeț, Radu Cosașu.
are din când în când, că și Radu Costaș e foarte inteligent, și are din când în când câte o chestie de genul ăsta, în care vezi că sub omul acesta vesel, plăcut, se ascunde și un tip care gândește așa foarte chirurgical, a zis așa, taie dintr-o dată. Inteligența face, îi schimbă substanța privirii, lucidă așa și crudă chiar așa. Îmi amintesc că și când îl analizați pe Cioran, faceți legăturile astea între corp și suflet, vorbiți de niște echivalențe psihosomatice da, între ceea ce face omul da. Și gândește. Și atunci îmi place foarte mult cum analizați lucrurile astea și la Casares și la Radu Cosașu. Și cu Cioran v-ați întâlnit. Acolo care a fost contextul? Înțeleg că aveați un trecut oarecum comun de prin Sibiu și din împrejurim. Da, era un trecut comun care nu e al meu, e povestit, exact. E narat doar. Era perioada în care Cioran avea un grup de prieteni și care erau niște cheflii, așa să zicem, existențial niște disperați, cum sunt de obicei tinerii. Și plecau în special de la Bufnița, restaurantul Bufnița, chiar din miezul Sibiului. Și Cioran, cred că era rușine să meargă spre casă în zori, să-l vadă lumea că fiul protopopului Cioran, uite, acum vine acasă și e cam grizat și nu o să iasă nimic de capul lui, uite, face de râs pe tatălui, care e o persoană foarte respectată în Sibiu. Așa? Și atunci prefera să se ducă la Ocna Sibiului, era foarte ușor, mergea cu unchiul meu la Ocna Sibiului și apărea în zore, apăreau acolo la Ocna și așa l-a cunoscut și maică mea și deci era prieten cu fratele mamei mele și așa am moștenit o mulțime de povești. Aveam și o parte din cărți, deja copil așa răsfoiam aforismele lui Cioran și pe urmă, ulterior, una dintre o verișoară de-a mea a ajuns chiar la Paris și soțul ei, francez, a zis, a, dacă Cioran venea în casă la voi, sigur, verișoara mea nu l-a apucat, era mai tânără, mult mai tânără chiar și decât mine, ia să-i dau un telefon. Și așa a început, când a auzit Cioran de Ocna Sibiului, de Sibiu, a și întrebat uluitor cum pentru Cioran timpul se oprise pe loc. El întreba, ce mai fac domnișoarele domnaros? O replică nemaipomenită. Domnișoarele alea erau niște babe, evident, în momentul care întreba. Dar pentru el timpul românesc se oprise în anii 40. În anii 40 și ăsta era semnificativ că punea asemenea întrebări. De fapt și pe mine și atunci privirea aceea care devine dintr-o dată foarte atentă la acești tipi foarte inteligenți. Cioran la un moment dat în discuție m-a întrebat Sibiu de așa brusc și schimbându-și felul de a întreba. Sibiu a rămas tot așa cum l-am lăsat, adică nu s-a schimbat, nu s-a, adică în sensul că n-a fost demolat orașul, nu știu ce. Deci, eu cred că de asta a fost unul din motivele pentru care cred că n-a vrut să se întoarcă. Poate fi un moment foarte șocant să te întorci, să nu mai regăsești orașul al tău care l-a lăsat cu o jumătate de secol sau mai mult, e un ceva traumatic. De altfel, e interesant că Neagu Giuvara, care tot așa se reîntoarce în România după poate mai mult de o jumătate de secol, zice că pe el l-a șocat fizionomia oamenilor.
Zice, nu mai este fizionomia aceea pe care o cunoșteam eu a românilor. E cu totul alta. Dar ceea ce spunea el era șocant în sensul negativ. Adică lui se părea că fizionomia după 50 de ani de comunist se schimbase în rău. Din nou somatizăm ce da, spui. Exact. Somatizarea de care spuneți. Da. Care au fost întâlnirile care te-au marcat pe tine, te-au transformat, ți-au făcut viața și cariera de actriță așa cum este? Sigur că aici sunt multe nume din zona noastră teatrală, dar cred că a fost foarte importantă și relația pe care am avut-o, desigur, în liceu cu arta dansului și tot din perioada, știu eu, adolescenței, contactul cu poezia, literatura, pictura. Știu că am avut și perioade când doream să dau la istoria artelor, dar era ceva concret, nu doar așa visuri. Stăteam și conspectam vara, lucram. După aceea am fost foarte dezamăgită gândindu-mă că nu voi putea vedea niciodată mari picturi în mari muzee. Știm doar că înainte de 89 nu puteam să circulăm pe unde doream. Așa că ulterior, când am avut ocazia să fac multe turnee, mai ales în perioada anilor 90, am avut așa o bucurie să pășesc prin acele muzee interzise cândva. Țin minte că eram la New York și mergeam pe lângă Central Park spre Guggenheim cu niște lacrimi imense pe obraz de fericire că ajung în sfârșit la acel muzeu. Deci, sigur că m-a format lectura. Iar apoi, când eram actriță la Timișoara, am citit Un zeu aproape muritor, prima carte a lui Mihai Mănuțiu. Am zis, vreau să lucrez cu Mihai Mănuțiu. Deși suntem clujeni, nu ne cunoșteam. Așadar și am venit, m-am reîntors la Cluj pentru asta și am lucrat împreună. Apoi am lucrat foarte mult și la școală și la teatru cu Mona Chirilă, Marian. Iar întâlniri bune și cu mare ecou, mare reverberație și vibrație în mine, desigur că au fost întâlnirea cu Vlad Mugur. Dar scrie. Eu aș lăsa lumină în sală puțin, știi? Cu unii oameni de teatru ca David Zinder sau Eugenio Barba ne-am întâlnit în workshop-uri. Sigur că toți și-au pus amprenta sau am avut de învățat. Școala noastră cred că se caracterizează, e foarte deschisă workshop-urilor. Adorăm să invităm, deci unde nu putem ajunge, da, fizic, invităm oameni, invităm personalități, profesori, oameni de teatru. Așa l-am invitat cândva pe Andrei Șerban, sigur am și lucrat cu dânsul, workshop-uri consistente, care își lasă amprenta în școală, prin exerciții tehnici și așa mai departe, care se pot îmbunătăți. Eu cred, pot să spun despre mine că am început ca actriță
Am fost grotovskiană, ca să zic așa. Așa că pasul de la Grotovski la Eugenio Barba nu a fost greu de făcut. Ei, și după aceea, desigur că am ajuns, de exemplu, la Filip Zarilli, un nume important în pedagogia actoricească a ultimilor ani. Din păcate, Filip Zarilli ne-a părăsit acum 2 ani, în aprilie 2020. Mi-ar fi plăcut foarte tare să fie printre cei pe care, știu eu, să-i aducem în școala noastră. El avea o relație deosebită cu zona de teatru euroasiatic, să zicem așa. Și introdusese în antrenamente exerciții sau influențe din Kalaripayattu, o artă marțială indiană dezvoltată la Kerala. Iar cărțile lui de teatru sunt foarte actuale, mai ales în conturarea acestui concept cu care lucrăm noi acum, body-mind. Cam asta ar fi, să zic așa, un scurt parcurs al meu, al influențelor, să zicem. Te scufund și te topești în părul meu, care plouă, gura mi se scurge, mi se scurg picioarele, umerii mi se scurg, părul se scurge, totul se scurge, cerul se scurge. O parte foarte interesantă a studiului dumneavoastră cuprinde acele brigăzi de teatru studențesc și așa ne apropiam încet, încet de istoria școlii de teatru care a reînviat tot la filologie. La început a fost pe lângă Equinox și în 90. Prima, a fost o secție a filologiei, teatrul din Cluj. Până când am ajuns eu aici. Eu am ajuns exact la momentul divorțului. Adică am intrat măritată cu filologia și am divorțat, am fost parte, martor la divorț, ca să zic așa, la independentizarea din 2005. Adică contractul meu de muncă, eu deja predam aici, de un an și mai bine, cred că, da, cam de un an. Cu un an înainte am început să predau aici. Și contractul meu de muncă cu transferul, concursul și așa mai departe a fost cu semestrul 2, 2003-2004. Deci în 2004, efectiv. Și pe urmă, în septembrie s-a încercat un amiabil cu filologia, cu noi toți dascăli acolo, claie peste grămadă, cu Jalba în băț, ca la Vodășuțu, așa, ca în filmul cu Tudor Vladimirescu. Și nu s-a reușit acest amiabil și atunci era Bocșan rector și a zis, știți ceva? Rupeți-vă. Locuiam într-o... Catedra noastră era în camera de mături din spatele portarului. Serios, nu glumesc. Cred. Aia era catedra oficială. Era o chestie de asta așa, de o debară. O debară în care era un... n-o să o niciodată. Două birouri lipite, o bucată bibliotecă, niște scaune, evident, și o măsuță mică pe care era un computer 486 care nu funcționa. Da, mă umfle râsul acum. Primit cadou, sponsorizare de la cineva, nu mai țin minte de la cine. Și deci, eu așa m-a apărut în peisajul ăsta, veneam de la jurnalism. Că n-a fost loc pe mine aici. Bărbatul meu a venit din 99. Ideea a fost că venim amândoi. El a venit din 99. Eu am vrut să vin în 2000 și mi s-a zis că nu mai există post. Și atunci m-au ajutat să mă duc la jurnalism.
fiindcă veneam de la jurnalism, de la București. Deja aveam manuale, chestii, la jurnalism. E cam povestea aia din Zoo Story. Cel mai scurt, e o replică, în Zoo Story al lui Edward Albee, cel mai scurt drum între două puncte este un lung ocol. Făcut un lung ocol din 94 până în 2004, de 10 ani. 10 ani. Da, dar despre școală am alte amintiri mai vechi. Mai vechi decât prezența mea fizică în școală. Nu știu încă destul spaniolește ca să pot să mă fac înțeleasă. Țara papucii soacrei mele, dacă tu urmei costrucul flotului tău! Țara papucii soacrei mele, dacă tu urmei costrucul flotului tău! Caut un preot armean ca să le însop cu servitoarea voastră. Fabul este un copac! În timp ce fabul este un copac. Iată-ți deja! Este pentru scris, pisica pentru șareci și prânzul este pentru scriat. Podul este sus, pisica este jos. Nu tu totul e ta la curci. Mai bine pupă pe prima. Charity begins at hell. Aștept să vină apăduțul la moară. Podul este sus, pisica este jos. Vorbiți adesea de poezia teatrului. În ce constă pentru dumneavoastră această poezie? De fapt, eu vorbesc despre un limbaj mai degrabă poetic decât realistic al teatrului. De fapt, este vorba despre faptul că eu nu cred în teatrul realist. Pentru că din moment ce orice poveste se spune în spațiul teatrului deja se transformă, deja semnificațiile se schimbă, deja se ritualizează. Din această cauză, piesele pe care le scriu eu sunt scrise în versuri albe, în cea mai mare parte a lor, nu toate, dar în cea mai mare parte a lor, sau există cumva o derivă a textului realistic în textul poetic, pentru că sunt convins de faptul că textul poetic este textul sufletului. Deci este un limbaj comun. Și teatrul totdeauna merge spre limbaje comune, nu numai limbajul unei anumite comunități, ci mai degrabă limbajul comunității. Pentru mine, definiția teatrului este spațiul umanității minimale, iar umanitatea minimală nu este legată de limbaj, este un aspect sau o valoare avant la lettre al existenței noastre. Deci limbajul poetic al teatrului, despre care scriu și texte teoretice, nu numai piese de teatru, relevă o anume memorie care reverberează în textul poetic și care face ca spațiul teatral să reverbereze un timp mult mai vast, mult mai amplu decât timpul pe care îl percepem noi de zi cu zi, mai ales în viteza aceasta în care ne trăim viața acum. Și de ce este nevoie ca să se constituie această umanitate minimală, cum îi spuneți dumneavoastră? Nu știu de ce este nevoie, știu că este nevoie. Sunt anumite lucruri obiective la care poate nu avem răspunsuri foarte clare, doar acceptăm ideea din când în când foarte simplă că avem nevoie de această retrospectivă sau autoreflexie, aș spune, profundă. Răspunsul la întrebare, de fapt, este existența teatrului. Avem nevoie de teatru pentru că avem nevoie de teatru. Sigur, există și o inerție în ritualile culturale. Teatrul este un ritual
cultural orășenesc din secolul al VII-lea, VIII-lea încoace. A devenit un ritual urban, de fapt. Asta nu înseamnă că nu există forme teatrale rurale, dar eu vorbesc despre teatrul profesionist, care și-a dezvoltat toate instituțiile din jurul lui. Mă gândesc la instituții de învățământ, la bresle ale criticilor, ale dramaturgilor, etc., etc. Singurul lucru pe care îl știm, dar acesta este totuși o știință importantă, că dorim să ne exprimăm în comunitate. Ne exprimăm și singuri în baie sau în camera de lucru sau într-o pădure unde nu ne vede nimeni, dar expresia în comunitate, de fapt, denotă faptul că omul, persoana individuală, nici nu există. Din punct de vedere al filozofiei, nu poate să existe, pentru că cu toții suntem, de fapt, puncte dintr-un web, dintr-un net, din acestea, dintr-o rețea foarte complicată. Acestea îl recunoaștem, cel puțin eu recunosc acest lucru, în ceea ce mă privește pe mine însumi, atunci când stau în camera mea de lucru și citesc poezie contemporană cu vocea mea și îmi aud vocea. Și atunci îmi dau seama în acest spațiu restrâns al biroului meu de acasă că vocea mea de fapt este rezultatul a multor confluențe și punctul de pornire a multor altor confluențe. Cred că acesta este știința teatrului. De fapt, știința teatrului, acesta este o altă definiție de a mea, este știința timpului. Noi știm lucruri despre timpul trecut, avem așteptări asupra viitorului, nu știm nimica despre timpul prezent. Pentru că timpul prezent nu este o cunoștință discursivă pentru noi. De exemplu, timpul prezent îl trăim numai, de exemplu, îl trăim în dragoste sau îl trăim în momentele în care cădem afară din timp și teatrul acesta ne oferă atunci când ni-l oferă, dar acesta este o trăire enorm de importantă și aici comunitatea, ceea ce doresc să accentuez totdeauna, este extrem de importantă. Faptul că noi suntem împreună în același spațiu, ne oferim viața unul celuilalt, cu toate că nu ne cunoaștem, ne oferim timpul unul celuilalt, cu toate că nu ne cunoaștem și, de fapt, nu eu privesc spectacolul, noi privim spectacolul, reacțiile din jurul meu fac parte din percepția mea a spectacolului și spectacolul mă privește pe mine. Deci este o complexitate a semnificațiilor în teatru, dar dacă schimbăm acum sau schimbați acum noțiunile și mergem într-un spațiu al religiei, vom regăsi structural aceleași lucruri.